În ceea ce privește campania electorală, Istia Prefectului a solicitat primarilor ca până la data de 9 noiembrie, conform programului calendaristic, să întocmească dispozițiile privind locurile speciale de afișaj. Am pus la dispoziția lor toate materialele necesare pentru realizarea acestor locuri speciale de afișaj. Am solicitat totodată ca acestea să fie în locuri ferite de intemperii și să existe aceste locuri în fiecare unitate, deci în fiecare sat, pentru a nu avea probleme legate de afișajul electoral. Totodată am comunicat primarilor o adresă legată de modul prin care au dreptul să autorizeze montarea bannerelor, deci este vorba despre legea 50/1991, care prevede foarte clar că este vorba despre un certificat de urbanism, este o documentație care trebuie solicitată, bineînțeles este necesar acordul proprietarului stâlpului, în mod evident pe teritoriul localității este vorba de Societatea de Specialitate de Furnizare Energiei Electrice. Și sigur că dar totodată legată de pază, de pe data de 9 noiembrie, inspectorul de poliție, inspectorul de jandarmi și polițiile locale acolo unde au unde aceste structuri există, vor prelua în pază, de fapt vor monitoriza practic să nu avem de posibilități legate de ruperea afișurilor. Este vorba de o decizie a Biroului Electoral Central, numărul 14 din 11 a 10, prin care aceste structuri sunt obligate să realizeze paza acestor panouri publice.